Stefani, Cool, așa se numește piesa. Vom afla imediat cum să fim mai cool așa la locul de muncă. Ești pe drum cu prioritate la Europa FM și asculți Cum lucrăm cu Magor Cibi. Acest program este susținut de Kaufland. Pentru o carieră de succes, accesează cariere.kaufland.ro. Am promis încă din 2022 faptul că o să ne reîntâlnim cu Magor Cibi în direct pe drum cu prioritate. Salut, Magor, bine ai venit! Salut, Radu, salut tuturor, la mulți ani tuturor și mă bucur că avem un nou sezon Cum lucrăm. Magor este Head of Leadership și Cultură Organizațională la Trend Consult și în fiecare luni, la această oră, 16 și 30 de minute, va fi alături de noi pentru Cum lucrăm. Suntem la început de an, vorbim despre rezoluții, Magor. Vorbim, mă gândeam să vin cu un subiect mai light și la sfârșit de an 40% dintre oameni la nivel statistic își propun niște rezoluții, niște schimbări pentru anul nou. Ceea ce știm însă că 80% dintre acești oameni deja la mijlocul lui februarie vor avea cu rezoluțiile cumva eșuate. Și atunci m-am gândit să ne uităm puțin la acest fenomen. De ce ajungem acolo ca să nu reușim să ne ducem planurile până la bun sfârșit? Uităm ceea ce ne-am propus sau din alte motive? Cred că unul dintre motive foarte importante este că suntem mult prea focusați pe rezultatul final. Adică ne uităm foarte mult la rezultat și nu ne uităm aproape deloc la proces. Și acum, dacă ar fi să te întreb ceva, te-aș întreba cam cât crezi că din comportamentele noastre normale, repetate în timpul unei zile, sunt automatisme? Păi, măcar 50%. Ești foarte aproape de adevăr. Dacă e să mă uit la cercetările moderne, ei spun între 40 și 80%, dar mai aproape de cifra de 80%. Chiar de 80%. Noi de fiecare dată când ne uităm la rezultatele noastre finale, spunem că se datorează unor comportamente excepționale, unor decizii foarte inspirate, creativității, norocului, ghinionului, multe alte lucruri influențează rezultatul final, dar nu obiceiurile noastre. Însă procesul de gândire este un proces care necesită foarte multă energie. Și atunci creierul nostru cumva încearcă să genereze niște comportamente automate. Dacă 80% din comportamentele noastre sunt negândite, sunt automate, vin cumva fără să ne gândim la ele, asta înseamnă că 80% din rezultatele noastre sau factorul de influență este de 80% când vine vorba de rezultate. Și atunci degeaba ne uităm la comportamentele noastre excepționale, degeaba încercăm să ne imaginăm cum ar trebui să fim într-un mod ideal, dacă nu înțelegem unde suntem în acest moment și care sunt acele comportamente care vin fără gândire la îndemână. Putem să dăm exemplu de un comportament automat sau de mai multe chiar? Uite de exemplu cum apare un comportament automat. Prima dată când mergi la o școală de șoferi, te copleșește ce se întâmplă acolo. Adică trebuie să te uiți în oglindă, ai schimbarea de viteze, trebuie să semnalizezi, trebuie să te uiți la trafic și oamenii la sfârșitul unei zile efectiv sunt epuizați. După 2-3 ani când ai condus o mașină, nu deja vorbești la telefon, fumezi, te gândești la multe alte lucruri și mulți oameni se trezesc că nici măcar nu știu unde au parcat mașina pentru că au făcut într-un mod foarte automat. Asta se întâmplă și la nivel individual, dar și în carierele noastre. Și atunci dacă mă uit la organizație, ceea ce o să observ acolo, că marea majoritate a comportamentelor normale, recurente, uzuale, sunt automatisme. Și oamenii nu-și mai pun întrebarea, păi, dar noi de ce avem aceste procese, proceduri? Noi de ce ne comportăm cum ne comportăm? Noi de ce reacționăm în felul în care reacționăm? Și atât la nivelul individual, cât și la nivelul organizațional, aceste comportamente până la urmă, în mod covârșitor, ne determină cum o să arate rezultatul la finalul zilei sau la finalul anului. Bun. Hai să ne întoarcem la început, să spun așa. Ne propunem așadar să fim mai eficienți anul acesta, poate să câștigăm mai bine, fim mai eficienți. Cum facem să nu abandonăm pe parcurs și cum facem să ne iasă până la urmă? Eu aș invita oamenii ca în loc să ne gândim la niște rezultate care par în acest moment intangibile, de exemplu, în loc să spunem că, nu știu, vreau pătrățele, să ne gândim care e procesul care duce acolo. Dacă vreau să-mi propun că o să fiu mai performant la locul de muncă, trebuie să înțeleg care sunt obiceiurile în acest moment care mă fac să nu fiu atât de performant. Okay. Care sunt obiceiurile care ar putea să-mi genereze performanță? De exemplu, dacă lucrez în vânzări, foarte
probabil, ar trebui să fiu mai atent la nevoile clientului, ar trebui să dau mai multe telefoane, ar trebui să fiu mai implicat, ar trebui să lucrez mai mult cu oamenii din jurul meu. Și atunci, prima dată, înainte să ne propunem orice, trebuie să înțelegem de unde plecăm, care sunt acele comportamente la care apelăm fără să ne gândim. Pentru că, în mod normal, când devenim obosiți, când apare o situație de criză, întotdeauna acele comportamente care sunt automate o să domine și, evident, acum suntem cumva în ianuarie, teoretic ar trebui să fim mai odihniți. Dar cum o să avansăm puțin în an, cum o să ajungem în martie, aprilie, mai sau mai spre sfârșitul anului, o să devenim din ce în ce mai obosiți, o să domine din ce în ce mai mult comportamentele automate. Păi uite, un alt subiect pe care ar trebui să-l abordăm, cum să facem să nu obosim atât de repede, să ne canalizăm energia, să o dozăm în așa natură să ajungem până spre final de sezon. Și aici mi se pare că odihniți. Tot acolo o să ajungem până la urmă. Care sunt comportamentele noastre automate, recurente? Pentru că e foarte normal ca să ne uităm mereu la viața noastră profesională, la carieră, mult mai puțin ne uităm la viața noastră personală. De exemplu, somnul, cât de mult timp liber avem la dispoziție, cât de mult timp avem pentru a ne dezvolta atât la nivel fizic, cât și la nivel intelectual și așa mai departe. Toate aceste lucruri, prima dată încep cu o planificare conștientă și asta e partea când folosim cortexul prefrontal, dar de acolo, dacă repetăm aceste comportamente, aceste comportamente pot fi automatisme dacă sunt recompensate. Și atunci, la nivel organizațional, sfatul meu ar fi, dacă ai vrea ca oamenii tăi să se comporte într-un fel, definește care sunt acele comportamente pe care ai vrea să le ai automat în organizația ta și recompensează-le de fiecare dată când le vezi. Pentru că în momentul în care un comportament de al nostru este recompensat, creierul nostru înțelege și o să tot caute recompensă, 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 iar la un moment dat, acel comportament va deveni automat, fără să ne gândim, o să tot repetăm acest comportament. Magor, îți mulțumim. Luni, la ora 16:30, săptămâna viitoare, odihniți, în același loc ne întâlnim și discutăm despre alte lucruri la cum lucrăm. Eu o zi bună, numai bine!